Câștigătorii concursului național de creație Biserica și Școala din Sufletul meu au fost premiați de Patriarhul României la finalul Sfintei Liturghii de Hram. Copiii au primit premii și diploma omagială Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul. Aceeași diplomă au primit și preoții sau profesorii care i-au coordonat. Felicităm pe toți copiii care au fost câștigători, pe profesorii și profesoarele care i-au îndrumat și, desigur, îi încurajăm să participe, ei și alții, la următoarele concursuri naționale organizate de Patriarhia Română împreună cu eparhiile din țară. Aceste concursuri organizate de biserică au ca scop întărirea credinței, dar și scoaterea în evidență a diferitelor talente, mai ales la învățătură. Și suntem bucuroși că majoritatea au venit îmbrăcați în costume naționale. S-a văzut deodată și frumusețea diplomelor, dar și frumusețea costumelor naționale pe regiuni. Concursul, în cadrul căruia s-au înscris aproximativ 100.000 de copii, a cuprins 3 secțiuni, literară, artistică și multimedia. Cu bucurie particip la acest eveniment festiv. E o încununare a muncii copiilor, elevilor de la noi din Câmpina. Sunt fericit să fiu alături de ei și nădăjduiesc ca și în ceruri să primim răsplată de la Dumnezeu pentru ceea ce facem, în folosul nostru și generațiilor viitoare. Ne bucurăm foarte mult că am venit astăzi aici. Mă bucur că am primit acest premiu și că am avut oportunitatea de a ajunge aici. Astăzi, pe lângă sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena, adăugăm și bucuria noastră de a participa alături de copiii din cadrul concursului Biserica și Școala din Sufletul meu, din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Participăm cu bucuria noastră și a celor pe care i-am lăsat acasă la această sărbătoare a Patriarhiei și a României întregi și ne bucurăm totodată pentru că avem atâți copii frumoși pe care să-i prezentăm în fața oamenilor. Sincer, sunt foarte bucuroasă să primesc acest premiu, chiar nu mă așteptam. Este o onoare pentru mine să participați la acest eveniment festiv, cât și la acest concurs. Mi s-a părut tema foarte interesantă și am pus suflet în ceea ce am scris și în ceea ce am zis. Și au fost cuvinte sincere și sunt foarte bucuroasă că au fost apreciate. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că am ajuns în orașul binecuvântat și iată ocrotit de Sfântul Dimitrie și astăzi de Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena să primim un premiu din partea Preafericitului Părinte Patriarh potrivit strădaniei elevilor și tuturor celor care au făcut parte din echipa noastră. Prin binecuvântarea și preasfințitului Sebastian, episcopul Slatinii și Romanaților, iată ne-a ajuns și ne vom duce cu bucurie și cu o încărcătură duhovnicească de aici, de la București, pe care o să o transmitem și preasfințitului și tuturor colegilor noștri din eparhia Slatinii și Romanaților. Pot să spun că am fost foarte încântată și încă sunt de slujba la care am participat și că a fost pentru prima oară, dar sigur nu pentru ultima. Suntem bucuroși că, iată, a venit vremea să adunăm și roadele muncii noastre pastoral-misionare cu copiii și tinerii. Trebuie să subliniem că în episcopia Caransebeșului, deși este o episcopie relativ săracă și relativ izolată din punct de vedere geografic, misiunea cu copiii și tinerii a luat amploare în ultimii ani de zile, iar astăzi am avut bucuria să fim prezenți aici la București, alături de 3 dintre cei mai valoroși copii și tineri ai noștri. Tema acestui interviu a fost școala și biserica din ziua de astăzi, iar maestrul Sabin Păuța ne-a prezentat câteva idei despre cum ar trebui să fim, despre viața lui și despre ce ar trebui să facem ca să fim pe placul Domnului. Cele 29 de echipe care au fost premiate astăzi au obținut locul întâi la faza eparhială a concursului.